35 de ani s-au scurs de la cea mai gravă catastrofă nucleară din istoria omenirii, explozia de la Cernobâl. Autoritățile de la Chișinău au comemorat victimele accidentului radioactiv. Oficialii și participanții la lichidarea consecințelor catastrofei au depus flori la monumentul comemorativ proaspăt ridicat în cadrul complexului de la Valea Trandafirilor. Vladimir Sojanski este unul dintre moldovenii care au participat la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobâl. Bărbatul ne-a povestit că a fost trimis de urgență în Ucraina în plină noapte, chiar de ziua lui de naștere. Acesta a plecat fără ca să-și anunțe soția. Утром 5 часов меня уже привезли в зону. Жена осталась одна. Это день победы над реактором, над этой смертью страшной, которая была не видна. Bărbatul spune că două luni consecutiv a trăit un adevărat coșmar în timp ce evacua doze mari de uraniu radioactiv. Нельзя было ни сидеть, ни стоять, ни дышать. Зубы, горло черное от радиоактивного яда, грязь кругом. Ну, в общем, тяжело. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, și reprezentanții Uniunii Cernobâl din Moldova au depus dis de dimineață flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt în memoria victimelor accidentului radioactiv. Eu vreau să le aduc omagiu fiecărui care a fost acolo în calitate de medic sau persoană din diferite organe ale poliției sau ale armatei. Toți cei care au pus umărul pentru a înlătura consecințele negative. Ne-am trezit cu un șir de maladii, alte unele care s-au agravat în urma acțiunii radiației ionizate asupra organismului omului. Slavă Domnului că am ajuns și la 35 de ani, la ziua de azi, cuvinte de mulțumire la toată lumea care cu faptele lor eroici, cu adevărat eroici, au scăpat sute și zeci de mii de vieți omenești. La lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl au participat peste 3500 de moldoveni. Doar 1900 din ei mai sunt astăzi în viață. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Maia Sandu și-a exprimat respectul pentru sacrificiul și eroismul din acele zile, datorită cărora au fost salvate sute de mii de vieți de pericolul contaminării radioactive. Catastrofa de la Cernobâl ne învață o lecție fundamentală. O societate poate depăși tragediile colective doar dacă lucrează solidar pentru binele comun și are instituții care pun în prim plan protejarea vieții oamenilor și a mediului înconjurător, a precizat șeful statului. Iar premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat că executivul va menține pe agenda sa în mod prioritar majorarea alocației lunare de stat și acordarea asigurării medicale gratuite. De asemenea, termenul de acordare a indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ va fi prelungit cu încă un an.